părinții victimelor de la 2 mai strigă disperarea, după ce avocații tânărului au dat vina pe tinerii morți că nu circulau regulamentar. În realitate, acesta este singurul drum pe care puteau să circule tinerii pentru simplu motiv că s-a terminat trotuarul. Decizia judecătoarei habarniste de la Tribunalul Mangalia este una chiar uluitoare. Aceasta a respins cererea de schimbare a încadrării faptei din ucidere din culpă în omor. Haideți să vedem momentul. Eu am să judec. Eu cred că totul este o manevră. Părinții îndoliați ai victimelor de la 2 mai sunt în stare de șoc după ședința care a durat mai bine de 2 ore și unde a fost respinsă cererea părinților de a se schimba încadrarea juridică a faptei de care este acuzat Vlad Pascu. Avocații tânărului au dat vina pe tinerii morți pentru că se deplasau pe un drum necorespunzător. Această afirmație a creat tensiuni în sala de judecată, iar tatăl Robertei a ieșit din sală spunând că este incredibil ceea ce se întâmplă. Toată lumea este cumpărată, începând de la procuratură care a fabricat acest dosar, este un dosar fabricat, ca să ne înțelegem, inclusiv colegii, doamne magistrat de aici, care nimeni nu vrea să ia dosarul. De judecat, el nu va fi judecat aici. Judecata eu voi face și mi-asum ce vă spun. În ce sens? Va primi între 3 și 7 ani, pe simplificat, da? Li se va da la mișto 5 ani. Iar peste 3 sezoane ne întâlnim cu el pe aici, pe plajă, făcând ce știe el mai bine, da? Nu, eu am să-l judec. Ascultați ce vă spune Dragomir Cătălin Ștefan, tatăl Robertei. Și nu e moarte pentru moarte, eu nu decid moartea cuiva. Dar eu știu ce sancțiune va avea de primit. Eu am să-l judec. Crezi că Vlad Pascu își va primi pedeapsa pe care o merită? Eu pe el, era sigur pe el. Cred că a îngesat foarte mult bani la avocații. Dar ce părere aveți? Are 2 avocați în sală, 2 lângă el, da. Doamna avocat care era în spatele lui acum, data trecută se retrăsese și acum a apărut din nou în spatele lui. Eu cred că totul este o manevră, doar ca să se dea termine și să se plimbe dosarul ăsta foarte mult. La noi în țară, infractorii cred că au mai multe drepturi decât cetățenii obișnuiți. Cu asta s-a spus că au mers pe trotuar, că a fost culpă comună. Acolo nu au pe unde să meargă. Nu puteau traversa strada în curbă. Mai au puțin și scot copiii noștri vinovați. Nu va mai fi niciun impediment pentru cei care consumă droguri. În continuare, procesul lui Vlad Pascu merge pe procedură simplificată pentru infracțiunea de ucidere din culpă, nu pentru omor. Este decizia judecătoarei habarniste de la Tribunalul Mangalia, care la primul termen nici măcar nu știa că victimele au murit. Pascu a obținut prin recunoașterea faptelor o reducere a pedepsei cu 1/3. Lucru care cumva era bănuit de către noi de data trecută, în condițiile și în contextul în care tu mergi și îl judeci pe procedură simplificată. Evident că aveai cumva prefigurată ideea aceasta de a-l păstra pe aceeași procedură. Știm foarte bine, fapta de până la 10 ani și vreo 6 luni, 10 ani și jumătate, va avea limitele reduse cu 1/3. Suntem pe procedura simplificată. Sunt 4 infracțiuni, ucidere din culpă, vătămare corporală, fugă de la locul accidentului în termeni generali și conducere sub influența a 4 substanțe interzise. Raportul de expertiză auto. Sunt concluziile tuturor experților în sensul în care participanții la trafic au creat o stare de pericol pasiv, în sensul în care se deplasau neregulamentar. E o culpă comună. Punct. După proces, părinții celor 2 tineri uciși au mers la locul tragediei și au aprins lumânări. Ultimul termen în acest dosar va fi pe data de 18 aprilie. Atunci vor fi audiați martorii, dar și părțile civile implicate, urmând ca judecătoarea să se pronunțe. În direct prin telefon alături de noi, domnul Cătălin Dragomir, tatăl uneia dintre cele 2 victime. Bună seara, domnul Dragomir, mulțumesc mult pentru disponibilitate. Bună seara. Înțeleg din relatările colegilor mei și din revolta dumneavoastră că ai dumneavoastră copii sunt vinovați în egală măsură cu drogatul pentru că au murit? Da, ceva de genul ăsta se insinuează. Deci copiii ăia, 2, care umblau pe marginea străzii, sunt de vină că n-au venit cu trotuarul de acasă, într-o zonă unde nu era trotuar?
Păi probabil că toată lumea e de vină că e pe stradă, că e pe trotuar, pe ce închipuiri au experții, domnul avocat Bendeac, atunci când conduce Vlad Pascu. Eu nu înțeleg. S-a bătut în cuie, stimate domn, faptul că înțelegerea dintre procuror și inculpat e valabilă și doamna judecător a luat act de faptul ăsta sau mai există vreo cale de atac, de respingere a acestei orori? Păi, stați puțin să ne lămurim. Și cu doamna procuror. Da. Doamna procuror astăzi a invocat experții, între ghilimele, din punctul meu de vedere. Da. Care au efectuat cercetările la, de la locul accidentului. Bun. Dar cine a făcut cercetările? Poliția, nu? Aceeași da. Poliție care cu o zi înainte, pe 18 august, i-au dat pas, du-te mai departe, pe noaptea de 18 spre 19. Haideți să rememorăm un pic și pe scurt, că nu vreau să vă țin mult. Aceeași poliție a făcut cercetările cu experți între ghilimele, care au ajuns și la concluzia că domnul Vlad Pascu a avut viteza corespunzătoare de 102 km la oră. Dar nu se mai și spune că acea mașină de colecție este exprimată pe kilometrajul acela în kilometri și în mile. Da? Da. Pentru că nu vrem să se știe, ca să nu știe lumea. Și vă spun de ce treaba asta. După o socoteală sumară de-a mea, că am mai umblat și prin Anglia asta, de la ei de acolo, mie îmi dă o viteză de 163, ceva pe acolo, kilometri la oră. Una la mână cu experții noștri, da? Deci stați un pic, i-au trecut viteza, iertați-mă, experții au trecut viteza în kilometri în timp ce mașina avea kilometrajul în mile? Am înțeles. Bună dimineața, lume! Super! Mm-hmm. Stați un pic, nu vreau să fiu cinic. Nu vreau să fiu cinic, domnul meu. Dar vă puteau omorâ copiii și cu 100 de kilometri la oră, nu numai cu 100 de mile la oră. M-aș mira dacă la 100 de kilometri la oră nu poți să eviți o vacă, o vrabie, ce a zis inculpatul. Dacă ești beat și drogat, s-ar putea ca nici la 50 de kilometri pe oră să nu poți să iei. Și ce a căutat pe unde spune domnul Bendeac, peste bordurica aia, să iasă de pe acostamentul drumului, întreb și eu, cum a provocat copiii mei în aceeași măsură accidentul? Da, nu... Întreb, ai linie continuă, ai o bordură acolo, se vede, este existentă, n-a scos-o nimeni. Așa, ce căuta acolo? Deci nu mai mergem pe trotuar, nu mai mergem pe unde am o bordură, am văzut-o, sunt în siguranță, nu sunt safe. Așa, și domnul Bendeac invocă, iar doamna procuroară e de acord, iar doamna magistrata respectivă da. Continuă să se uite prin noi, în spatele nostru, la undeva, probabil pe lumea dumnea ei. Cine ne judecă nouă morțile copiilor? Întreb eu acum. Da, e o bună întrebare. Și astăzi? Mi-e teamă că nu pot să vă răspund eu. Astăzi, eu ce am vorbit astăzi, mi-am asumat și mi-asum în continuare. Nu știu dacă faceți bine sau nu cred că faceți Bendeac bine. Și toți avocații aceia patru, care au copii, doamnei procuroare, copiilor să dea de un alt Vlad Pascu pe stradă, să vedem atunci cum mai aplică legea. Întrebare, din partea mea, mie ce mi se mai poate întâmpla? O să-mi tragă niște, că era să spun o prostie, niște amenzi, n-am să le pot plăti în veci și mă trimite la pușcărie și cam atât. Păi și poate deveniți cole cu Vlad Pascu, dacă vreți să mergem, cu absurdul până la capăt. Dar îmi doresc. Eu chiar îmi doresc. Domnul Dragomir, câți kilometri ați făcut astăzi dumneavoastră ca să vă duceți la bat jocul asta de proces, că mie nu mi-e greu să spun. Nu, ați denumit-o bine. Am făcut dus-întors 580. 580. Cam de câte ori pe lună faceți dumneavoastră treaba asta? Păi e a treia oară când mergem acolo, plus încă de două ori când am fost cu evenimentul, că mi-a recuperat copilul și astăzi l-am arătat colegilor de la toate televiziunile, colegilor dumneavoastră, ziariști. Da. Eu încă am în... Deci iar revin la acea anchetă și acel dosar
poliție, procuratură. Eu a doua zi, pe data de 20 august, am fost la locul accidentului să văd și unde s-a ridicat sufletul copilului meu, instantaneu, așa. Da. Și am găsit la locul accidentului hanoracul copilului meu. Am probe ADN-ul pe el. Ce cercetări au făcut? Vă întrebă-ne pe oricine din țara asta. Era realmente stupefiant. Domnul Chiriac. Deci l-am în portbagaj astăzi. A, l-aveți în continuare în portbagaj? Aveți în continuare hanoracul fetiței dumneavoastră în portbagaj? Absolut, îl am de 230 de zile, eu îl am la mine de 229, că eu am fost a doua zi. Și îl am la mine în portbagaj. Și nu va ruga nimeni politicos să-l predați în calitate de probă sau ceva? Îl predau cui? Telefonul copilei mele ne-a fost predat prin alte persoane. De anunțat am fost anunțați de altcineva decât de poliție. De cine? Vă întreb eu pe dumneavoastră. Apropo, încă o treabă. Vă rog. Mi s-a atras subtil așa atenția. Da. Astăzi, în cursul zilei de astăzi, după procesul ăsta, eu n-am văzut la televizor, dar am prieteni care mi-au atras atenția. Că am cam deranjat cu declarațiile mele, cu judecata o voi face eu. Da, bun, am nu e deloc inspirată declarația asta, dacă îmi permiteți o părere. Și că am deranjat persoane din stat, referitoare la statul român. Păi asta este statul român, întreb eu acum. Da. Eu în ce țară trăiesc? Da, v-a răspuns domnul Chiriac că ăsta e statul român, domnul Dragomir. Da. Cu regret. Așa. Ieri, așa, când a fost să se dea, cum îi spune, ce făcut să, pentru strămutare din partea procuraturii, da. Culmea. A, deci procuratura a cerut strămutarea, așa, da. Tot așa ne s-a spus că în urma tragicului accident, nu știu ce, că prea am dat declarații și că am deranjat opinia publică. Ați deci deranjat opinia publică? Statul român, adică respectiv procuratura, poliția, judecătoarea aia care și astăzi ne este ca gumă, dar mai discret. Că nu puteam, e feblețul ăla, nu pot să-mi iau ochii de la ea când o văd. Așa, ăsta e statul român? Păi normal că strig. Cine mă ascultă, eu vorbesc. Da, nu știu ce. Mi-e foarte greu să, nu știu, să trag eu concluzie. Da, chiar dacă deci statul român e putere. Problema, scuzați, dacă i s-ar fi întâmplat doamnei procuror cu copilul dumneaei, lui domnul Bendeac sau celorlalți din așa, sau femeia aia, că nu pot să-i zic judecătoare. E judecătoare. Judecă această cauză. Așa. Acea doamnă, mă rog. Așa. Li s-ar fi întâmplat exact același lucru. Cum ar fi aplicat legea? Probabil cu asupra de măsură, da, domnul Chiriac. Nu vă dăm noi sfaturi. Doamne ferește că vorba aceea, chiar treceți pentru o grea încercare, dar cruntă, chiar dacă, scunt, absolut, chiar dacă statul român e putred, ăsta e cuvântul acum, cred că declarația dumneavoastră că o să-l judecați dumneavoastră e făcută într-o stare emoțională deosebită, perfect de înțeles. Așa, și poate că astfel de declarații n-ar mai trebui făcute. Sau cel puțin nu. Bine, spațiu. Eu îmi doresc să fie, scuze că vă întrerup, eu îmi doresc să fie perceput așa, eu știu ce am de făcut. Da, o seară bună vă urez, mă rog, în măsura în care puteți avea o seară bună. Da, mulțumesc. Încă ceva și am terminat. Sigur. Vă ascult. S-a votat legea în, din sursele mele, din ce am citit, din internetul sabată vina, cu la senatorii, deputații, toată lumea au votat legea 2 mai intitulată. Da. Unde a ajuns legea, deci eu n-am nicio treabă cu politică, să nu fiu înțeles greșit. Da. Unde a ajuns legea către promulgare? La președintele Iohannis, care a și promulgat-o într-un final. Când? Eu nu am auzit. Scuzele mele. Vă dau eu o știre, e promulgată, e în Monitor oficial. Ok, bun. E pentru mine o noutate. Haide să vedem ce se întâmplă de acum încolo, ca alți părinți să nu mai treacă prin ce trecem noi. Da. Încă o dată, o seară bună și mulțumesc mult pentru puterea de care dați dovadă să mai puteți intra și pe un telefon la televiziune.